Salariile magistraților Curții Supreme de Justiție urmează să fie majorate. Acest lucru se va întâmpla însă abia după ce judecătorii vor trece evaluarea la care urmează să fie supuși. Anunțul a fost făcut de noul ministru al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit oficialului, lefurile magistraților de la CSJ din țara noastră ar fi cele mai mici din Europa. Procedura de verificare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție este diferită, cu concretizarea criteriilor, cu mai multe garanții, cu reflectarea unor marge admisibile între diferențele de diferențe între venituri, cheltuieli. După procedura de evaluare vor fi majorate esențial salariile judecătorilor. Potrivit membrului CSM Victor Micu, salariul unui judecător de la CSJ variază între 25 și 28 de mii de lei. Pentru comparație, Micu susține că magistrații de la Curtea Supremă din România sau Ucraina ridică lunar de la 8 la 10 mii de dolari. Zilele trecute, ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o discuție cu magistrații de la CSJ, inclusiv cu cei care au demisionat, și a făcut un apel către aceștia să nu se grăbească să plece din sistem și să țină cont că e necesar ca instituția să fie funcțională, cel puțin până se va da start evaluării judecătorilor de acolo. În ședința CSM din 14 februarie au fost acceptate cererile de demisie depuse de 16 magistrați de la Curtea Supremă de Justiție, ceea ce ar putea provoca tergiversarea examinării multor dosare. Valul de plecări ar putea să blocheze și examinarea contestațiilor privind deciziile de nepromovare a prevetingului la care au fost supuși magistrații ce intenționau să se înscrie în cursa pentru un mandat de membru al CSM. În total, doar 5 judecători din 28 au promovat concursul.